ca să fii supererou nu este obligator să ai superputeri, poți pur și simplu să vii să donezi și prin asta să salvezi o viață. Plasmă de pacient tratat de COVID nu pot să doneze oricine. În primul rând trebuie să fii bărbat, așa prevede procedura, nu este discriminatoriu, dar este medicină. Și se întrunește anumite criterii de sănătate, adică să nu ai alte boli sau riscuri, în special cardiovasculare asociate. În cazul dat, toți cei care ieri, azi, mâine vor fi declarați sănătoși, sunt bărbați și nu întrunesc, nu au riscuri cardiovasculare, sunt invitați, veniți, donați plasmă de pacient tratat, pentru că acesta este la moment un medicament foarte prețios și unic care se utilizează pentru tratamentul pacienților gravi. Viața în general este foarte imprevizibilă și nu este exclus ca fiecare de voi să mirească într-o situație dificilă în viață, unde ar avea nevoie chiar și de o transfuzie sanguină. De aceea, conștiința noastră ar fi bine ca să ajungem în acel apogeu, ca să luăm o decizie pozitivă și să ne apropiem la un centru de donare a sângelui pentru a face un gest, o binefacere, o donare, ca să fim de ajutor altcuiva care în situația respectivă se află într-o situație dificilă. Și poate viața acestuia depinde anume de această transfuzie de sânge. Păi, pentru asta lucrurile trebuie făcute, știți, cu pasiune. Pentru că, într-adevăr, într-o anumită situație poți să te pomenești tu. Poți să pomenești tu, da. De aceea trebuie să o faci din suflet. Când faci un lucru, trebuie să-l faci cu bună credință și cu siguranță. Două zile nu forțează bine. Mulțumesc. Noi în copilărie eram motivați foarte des cu dulciuri pentru a face lucruri bune. Chiar e un sentiment plăcut când faci un lucru bun și primești inclusiv așa o recompensă mai mult, într-adevăr, morală, dar asta știți cum, o poți și sopipă și să înțelegi cât este de important totuși să faci lucruri frumoase. Ha ha ha.